Adică... Sau comentarii? Da, dar foarte pe scurt, da. Nu știu dacă nu știu. Păritorul a intervenția domnului profesor Țin. Mă simt dator să intervin, fiindcă se chestiune de viață 3. Totuși, la CNSAS, înainte de hotărârea celebră din 2006, hotărârea CSA, luarea celebră, și cercetătorii au fost acreditați. Era un audit, totuși, fluent. S-au publicat teze, disertații, masterate de doctorat, în condițiile în care nu aveam sediu nici de arhivă și eram închină. Doi, arhiva de la Popești la Ordine. Deci aici poate nu cunoașteți un întreg reu, procedură. Se avizează, vine dosarul. Noi ne-am gândit atunci ca să externalizăm, ne găsim de la Primăria Generală un sediu aici. Vă spun că poate nu aveți tabulă. La ce știți cum e? La Parduliță. Merge cercetătorul la Parduliță. Nu-i s-a duce. Asta că... Republica Ceară. Se poate merge și la Popești de Ordine. Nu, eu am spus așa, adică mutatis, mutantis, sunt niște precizări doar care le-am trăit. Nu le spuneam. În ceea ce privește accesul la dui și la dosarele, din câte știu eu, se acreditează cercetătorul extern sau intern, îi se dă acces. În cazul în care pentru a nu risca tabloidizări, care au fost în 2002-2004, când sumasca unei cercetări științifice, jurnaliști au degușat dosare, documente, însă, sigur, se pune această condiție de aceea acordul persoanei în cauză dacă ea trece. Nu? Cred că e încă... Doi. Trei. Aspectele astea de anumitul are un sediu de abia din ianuarie 2008, iar spectrul Consiliului Spectru Instituțional se referă la accesul la propriul dosar și de conspirarea poliției publice. Citeșteți foarte bine, verificări instituționale demnitare, o listă lungă of radio, accesul la propriul dosar nu e o chestiune foarte puternică din partea cetățeanului, legile speciale, nu e un institut, să spun eu, cum poate polonezii sau cum aveau maghiari care era gestionat doar arhiva și era interfață spre cercetarea externă. Pe de altă parte, cred că e cea mai permisivă arhivă și cred că regulile nu s-au schimbat. Și inclusiv domnul Zanferescu, cred că îmi poate certifica, că a fost prieten și actual membru. Și un istoric amator, cum spuneați dumneavoastră, domnul Ritter, poate, deci niciodată n-au fost embargouri. Eu nu mă aduc. Și cred că regulile nu s-au schimbat. Așa. O altă chestiune. Spuneați de cum. Totuși o capacitate tehnică mică, Xerox, chestiunea asta de aparatură, CD-urile, eu știu că se mai dau încă CD-uri, se mai dă, nu? Pe de altă parte, personalul este subdimensionat, nu ne putem compara cu arhivele naționale. Mai ales că oamenii după ce s-au creat două, adică ei, da? Eu vă dau chestiunea care le cunosc în interviu. Sigur, totul este perfectibil, dar cred că trebuie să lucrăm împreună, cum a spus bine, sau formatul administrativ, ca să perfecționăm. Fiindcă am avut colegi din comunitatea istorică care vreau să fie membri din colegiu și cereau dizolvarea colegiului. Sub chestiunea asta, de cazul, eu v-am dat un exemplu așa. Deci un tablou mai rotund, poate mai nu vă critic pe dumneavoastră. Erau niște simple comentarii, reflexii, ca fiind cumva din interiorul familiei, într-o anumită perioadă de timp. Vă mulțumesc. Domnul Abraham, care aș vrea cum să continui și să citesc schimbarea, pentru că înțelege lucrurile mai bine. Să nu înțelegă. CNSAS-ul, în primul rând, nu e o instituție de cercetare. Am ajuns și cu un departament de cercetare care împreună nu are un director pe întreaga structură și de cercetare și... Dar deține și arhiva și o problemă. Deci a fost creat alături de celelalte instituții pentru a facilita, în primul rând, accesul la propriul dosar al celor care, din perioada comunistă, au fost supravegheați, respectiv de a desfășura activități prin care persoanele care au colaborat cu securitatea să li se releve trecutul și să fie la cunoștința opiniei publice acest lucru. Nu e legătură cu cercetare. Dacă vă uitați, de exemplu, pe ritmul, și sunt accesibile informațiile pe site-ul la limba germană, cu ritmul, da, și discuție cu colegii germani. De la începutul tuturor
trecut prin cerul până la momentul în care poți să ai acces în arhiva Stasi, la BST-ul, poți să dureze și un an. Pentru că ai nevoie de foarte multe garanții că cel cu utilizezi în acel cauz, că acolo nu folosești pentru a duce atingere chestiunilor de viață privată în principal. Vă dau exemplu arhive de la Praga, unde totul este cercetătorul nu are acces cu dosarul, nu-l vede, nu vede anotări, vede pe el scanat, deci nu se mai, vede absolut nimic în formă de contact fizic, sigur că ai avantajul de a putea cere copii într-un regim mai mic, dar acolo eu ar fi o arhivă mai mare. Arhiva CNSAS, nu spun la securitate, arhiva CNSAS, pentru că e altă construită decât arhiva securității, e importantă nuanța aceasta, încă nu e un regim de cartografiare. Și e o situație obiectivă generată de problema subdimensionării, mai ales la serviciului arhivistic în cazul CNSAS. O altă chestiune care e important să fie reținută și o spune de membru al colegiului și aici e încă un coleg care poate certifica. În momentul în care, de exemplu, luni se depune o cerere completă de acreditare, ea ajunge pe masa colegiului a doua zi în ședința de marți. Dacă te depune marți, sigur că are funcție. Intră marți. Intră joi. Ele sunt aprobate și în câteva zile, cel puțin, există un feedback către cercetori și în care se face o programare. Sigur că există programe de acces la sală, pentru că prioritate, și asta e o chestiune convenită, au nu al cercetătorii cât tendenții care trebuie să-și vadă dosarul, măsura în care sigur sunt interesat, pentru că de acolo rezultă și un alt flux de procesare a cererilor, a procesului întreg de conspirare și alte lucruri. Cu eliberarea copiilor, aici sunt statistici săptămână de săptămână aproape, dacă în urmă cel puțin doar pe lună vin statistici la masa colegiului, sunt discutate chestiunea și sigur că există și cazuri și avem o statistică în cazul de nu e treaba asta. Mi-a zis acum informația aceasta, de persoane care au depus cereri, nu spun că e cazul dumneavoastră, că au depus cereri și nu și-au ridicat documentele timp de un an. Domnul Zahne, domnul Abrahăr, domnul Buchetiu, nu am vrut să fac o critică la dumneavoastră. Nu, eu vreau să spun că mecanismul înțeleg, toți cercetătorii de acolo înțeleg, este o instituție creată cu un scop anume, dar revin asupra problemei. Această instituție creată cu un scop anume deține poate cea mai importantă arhivă istorică din momentul de față pe comunism. Dar să ne medicăm? Ea e accesibilă. Ce este accesibilă cu anumite spuneți de doctorat. În 99 vorbeam cu domnul ambasador. La arhiva mea e unul. Era mai greu. Trebuia vizul unui instituție secretarului. Eu asta spun. Comunitatea istoricilor poate colabora cu instituția aceasta pentru a ușura cercetare. Aici vreau ca să fiu foarte nepoliticos față de o parte din cercetătorii români. Mulți dintre ei bine. În timp ce cercetătorii din Occident vin și merg la arhiva de la Bopești, o parte din cercetătorii tineri români așteaptă eventual să fie scrisă și teza de doctorat sau de masterat. Aici vreau să adaug ceva. Chiar în foarte de curând o cerere a unui cercetător care dorea ca CNSAS-ul, practic, să-i facă o operație de cercetare. Nu dau un nume, dar a existat și așa ceva. Adică... Să-i interacțiile individuale, din dosar. Da, ori munca de cercetare este... Nu e foarte ușoară întotdeauna și de cere timp. Eu sunt acreditat la CNSAS din anul 2000, de când s-a înființat această instituție. Și... Mi-a luat foarte mult timp până să și redactez niște lucruri și niște lucrări. Așa că nu e foarte simplu. Asta vă spun din proprie experiență. Adică munca de cercetare e grea. Asta este. Da. Apropo de întâlnirea colegiului și aprobarea cerurilor, vreau să recunoaște că este o evoluție, dacă acum se întâlnesc două săptămâni, au fost ani în care se întâlneau
poate pe semestru, era acel conflict de celebru. Nu cred. Sigur. Au fost probleme și probleme. Asta a fost în 2003. Istoricii nu neapărat că vreau să vă reproșim ceva anume. Vreau să propunem, întâlnim niște probleme, le expunem, poate că sunt soluții. De aceasta nu am ridicat eu anumite chestiuni de discuție. Doamne Părește, nu am... Dar ultima intervenție, domnul profesor Iliescu. Vă rog. Fenomenul legionar nu mai spun nimic, da? Deci cred că domnul arhitect și cu mine suntem singurii care l-am trăit. Am stat de vorbă și cu capitanul și cu tatălui și unui colegi care au fost în intimitate. S-a vorbit atâta, nu? Pentru orice istorie care ești în dască, manualele sunt o problemă importantă. Sigur că în România puteți moșerească să se tema așa, erau manuale diferite. Eu am făcut, de exemplu, picioarul copilor la cernuți, după manualul profesorului secundar Pătrășcanul, tatălui Lucreță Pătrășcanu, cu soție țaică, de-aia Lucreță a fost trimis la Zoamă, la Lacte și la mai departe, și erau foarte bune, sigur, de două ori, ciclu bun. De-aia românii și cei cu liceu francez, iar ca oameni erau foarte culți, chiar dacă ajungeau șef de closete la cărb. Acum este o criză generală în Europa a istoriei. Nu mai au scheletul cronologic minimal și asta se repercutează asupra studiului, deci a universităților, la toate științele umaniste. Literatura, filozofia, istoria, arte sunt în pom, fiindcă studenții nu mai au schema cronologică. Eu am fost la 4 universități, soția mea, o mare lingvistă romanistă, dar trebuie să facă și istorie, diacronic, istoria limbii italiene, franceză, etc. Eu întreb totdeauna, înainte de Hristos sau după Hristos? E o exagerare și o glumă, fiindcă noțiunea de renaștere din secolul minilor, de Evmediu, eu am ținut odată de probă ca pariu cu colegii mei, două ori am vorbit despre istoria Europei, fără un nume și un secol, explicându-le de la paleolitic, numai numele. Ei nu mai știu nimica, s-au plâns toți. Un mare specialist a zis, degeaba veniți la mine la engleză, facem Shakespeare, eu în fiecare moment trebuie să spun că e în secolul XVI, că este renaștere, că Anglia era atunci așa, că s-a intrat după aceea în reforma religioasă. Habar nu au. Austriecii, soții mei la München și cu italienii care vin doar, nu știau că Austria a avut și posesiuni în răsări, deci Transilvania, Galicia, toate astea, nici nu mai existau. Doamne ferește, secolul sau numele respectiv. Deci este o criză mare, de-aia manualele ar trebui cumva restructurate un minim de schemă cronologică. Altfel nu merge nimic. Religiile. Discuția, sigur, în Germania cu totalitarismul. Sigur, eu am fost adeptul lui Hannah Arendt, când am dreptat de patru asta, se vorbește de dictatură, care e mai obiectiv și nu pe citarea de total. Când s-a demonstrat, sigur, că nu în toate sectoare au pătruns nici măcar sovietice, național-socialiste și mai puțin extra biserică, extra știința, etc., etc. Și ce a fost la Carol și ce a fost la Antonescu, bine. Dar s-a revenit la ideea unii religii politici. De ce? Fiindcă principiul fundamental este crede și nu cerceta. Partizanii unui totalitarism trebuie să creadă ce li se spune. De aia s-a întâlnit în Germania discuțiile pe baza lucrurilor care le-ați înșirat, trei cunoșteam cel anterior, deci noi să-l cunosc pe toate, că de fapt totalitarismul este o religie politică și musulmani o confirmă cu fundamentalismul și așa mai departe. Deci e o categorisire care e destul de veritică și de obiectivă. Vă mulțumesc. Cu aceasta închidem sesiunea. Ne reîntâlnim la ora 3. Până atunci vă invităm la masă.